dacă uneori simt că nu iubești. Cred că tu cauți altfel de iubire. Și spun sincer, când le simt, le fac, când nu le simt, nu le fac. E o chestie care pe mine uneori mă face să cred că poate nu simt ceea ce simt eu pentru tine. Mă, adevărul e că este și o posibilitate mare să simți mai mult decât simt eu, spre exemplu. După discuția pe care a avut-o cu Robert, Bia plângea pe terasă. Voi ce înțelegeți când îți spune? Poate te iubesc, dar nu sunt suficient, sau nu sunt ce-ți dorești tu, sau... Sincer, ce aș putea să fac? Nimic. Așa iubește Robert. Așa iubesc eu. Acum, fără supărare, dacă ți-aduce aminte, eu tot asta m-a tras atenția, că am văzut nevoia ta excesivă de afecțiune, de atenție. În emisia live de ieri, situația era discutată pe toate părțile. Îți trebuie chiar mai mult decât pot eu, spre exemplu, strict la afecțiune. Am zis-o în contextul în care doamna Nina a zis că sufăr de atenție excesivă sau că am nevoie de atenție excesivă și spuneam că doar am nevoie de atenție, nu de atenție excesivă. Nu, deci în momentul în care nu o primești din exterior, atunci te duci la el. Tu singur ai zis în primul material, am nevoia asta. Iubirea, iubire, nevoia e nevoie. Iubirea e pe dorință, știi? Încearcă această afirmație. Te iubesc pentru ceea ce ești. Îl iubesc pe Robert și i-am zis asta de 1000 de ori. Și urmează pentru un ceea dar. Ce ești. Dar, nu locolic. Dar și nu e un dar la Robert, dar dacă simt anumite lucruri, le simt. Și atunci trebuie să le discut cu Robert. Pentru că e vorba despre noi ca persoane. Dar ți-ai pus problema că de fapt nu e despre Robert, ci este despre... tine? Da, și am discutat asta și cu Robert. Și aici, mie îmi vine să-i dau dreptate doamnei Alina, pentru că, cum să spun, știi că ți-a zis că ți-ar prinde bine dacă ai discuta cu un terapeut? Da. Pentru că tu ai ceva de rezolvat din copilăria ta, o rană abandonului acolo, și de aici nevoia ta de a fi în centru atenției, de a dovedi cumva, pentru că dacă mama, nu știu, poate a fost plecată, pentru că așa a fost situația, știi? Doar că s-ar putea să vină de acolo această nevoie excesivă de a fi mereu și de a te agăța. Știu tot ce simți. Am această abilitate, n-am vrut să o spun în direct. Pe tine te pot ajuta cu drag când vii pe inimă. Bine, ca să clarificăm un lucru și sunt foarte sincer aici și mi-asum tot ceea ce urmează după, nu-mi doresc și nu am nevoie să comunic cu doamna Nina și nu simt să comunic cu doamna Nina și de acum înainte vreau să se dea cu părerea, dar nu simt și dacă nu simt și nu face mie, nu-mi doresc. Am simțit toată durerea ta. Bine, când am plâns așa, ți-am simțit bine, suferința okay. Din oprește-te inimă. De aia stau eu doamna, puțin rezervată. Puteți să mă condamnați pentru că simt ceea ce simt. Te rog, oprește-te un pic. Energia mea se îndreaptă către alte mame în casa asta. Dar unde duc oare aceste stări ale Biei? Ce răspunsuri a avut pentru Robert? Înțelege că stările mele de acum și nevoia mea de afecțiune din partea ta nu au legătură cu cât poți oferi tu, pentru că tu cât îmi oferi este suficient. Însă contextul emisiunii acesteia m-a adus în prag în care eu simt că nu mai pot. Eu în casa asta nu pot să fiu niciun fel, pentru că la tine nu vine nimeni a dincolo să zică, Robert, de ce faci aia, de ce nu faci aia, de ce o faci pe aia, de ce te duci acolo? Ți-a zis cineva vreodată toate lucrurile astea? Nu. Și de fiecare dată, tot eu stai acertată și tot eu stai pusă în zi, tot eu nu mă gândesc la fericirea ta sau la fericirea altuia, când eu tot ceea ce încerc să fac, să fac lucrurile ok. Și atunci, normal, că singurul om pe care mi-l doresc în această emisiune alături de mine ești tu, pentru că ești efectiv singurul om pentru care suport toate lucrurile astea. Tot eu stai cu probleme, tot eu stai cu defecte, tot eu sunt și nu mi se pare că fac nimic diferit de celelalte fete. Deci nu mai pot să fiu aia neagră. N-am vrut să spun nimic despre mine. De asta mai retrasă, că eu captez. Stai unde vrei. Deci eu captez și simt și știu ce probleme are unul. În continuare puternic, exact. Așa cum ai demonstrat. E dureros, cum a zis, că nu-i pregătită, că nu aș rezolva imediat. Și nu mi se pare corect ca eu să tac, să tac, să tac, să tac, să tac, să tac și tot eu după aia să tac și apoi tu să vii la mine să spui, păi suntem bine. Nu suntem bine. Că iar așa ai zis, cu zâmbetul că suntem bine. Dar nu te-ai gândit, oare suntem bine? Noi doi suntem bine, recunosc, suntem bine. Dar eu pe interiorul meu nu sunt bine. Nici eu pe interiorul meu nu sunt bine, zic bine, nu? Eu știi, pot... și crezi că n-am luat în calcul, nu te-am întrebat de atâtea ori, nu? Nu țin cont de tot ceea ce îți dorești tu. Dacă e în centru atenției și ia energia de la alții, câștigă prin concurență, prin câștiguri, prin concursuri, prin aia, are energie ok, dar nu așa merge.
Adică trebuie rezolvat interiorul. Dacă nu mă duc la tine, păi încăsnicie, ce faci, că nu-l pot sufoca. Mă live-uri și doamne spunea și mai cât am încearcă pe faptul că vreau mai multă afecțiune din partea ta. De ce ție nu spune nimeni de ce ești atât de rece? Că, hai să-ți o dau puțin pe invers, spre exemplu, m-aș putea plânge că ești prea afectoasă cu mine, să că mă ofer prea mult, dar eu, spre exemplu, niciodată nu mă plâng de asta, că tu oarecum o părut în material că te-ai plânge, că eu nu-ți ofer destul. Și s-a dovedit clar că e o rană clară abandonului sau să se descurce, e specifică copiilor cu părinți plecați în afară, nu este problema mea. Dar nu știu oricum am observat, nu chiar de la începutul relației, dar și așa după, am observat în principiu că o să fie o relație în care tu o să oferi mai mult și eu mai puțin, din punctul ăsta de vedere, și asta am observat. Da, pentru că tu ești într-un fel și eu sunt în alt da, fel. Da, și mie mi-e frică numai chestia asta nu ne dăuneze pe viitor. Mi-e teamă de faptul că tu pe interiorul tău o să ajungi să gândești, pentru că sunt foarte multe influențe negative din exterior, și mă gândesc că o să ajungi să te gândești pe interiorul tău de ce am nevoie de așa ceva în viața mea. Pornind așa negativ cu tot stresul ăsta, mi-e frică să nu-ți pui singur piedică să te gândești așa o să fie în viitor. Ceea ce simt că faci în momentul ăsta. Sau că începi să faci. Păi îmi pun anumite semne de întrebare referitoare la chestia asta, că la urma urmei, na, relaționarea cu maică mea o să fie bună, dar pe viitor anumite reproșuri o să existe dacă mai există chestii de genul ăsta. Un joc de du-te vino non-stop. Vezi? Îmi doresc doar să ai încredere în noi și în ceea ce simțim. Da, chestia asta... Și stai liniștit ca să te mai relaxezi nosnic, să trăim aici în emisiune. Chestia asta, uite, ieri mie mi-a picat extraordinar de prost. Înțeleg că și tu te-ai simțit prost, dar mi-a picat fața, efectiv. Bineînțeles. Când mi-ai zis că dacă te mai iubesc, că mai luat cu discuția așa de după un scandal de o săptămână jumate, mi-a picat fața, efectiv. Să-și rezolve fiecare problemele emoționale. Că nu pot să vin, să fiu falsă, să mă îmbrățișez zilnic, când văd că nu e ok între ei, că nu are nici el dumnezeu de atâta energie. Iubirea e o încărcare reciprocă de energie pe iubire. Aia e nevoie. Nevoia înseamnă că îți trebuie ceva ca să supraviețuiești. E foarte grav în iubire. Ai înțeles? Știm bine. Trebuie să ne convingem oricum de chestia asta și în avarea că știi. Da. Mai puține vorbe, mai puțin ochi, mai puțin orice. Eu să fac totul natural, să fac totul exact cum cred eu, nu mă interesează. Nu înțeleg greșit. Chiar nu înțeleg, deloc. Pur și simplu, avem ceva de rezolvat, rezolvăm noi doi. Că bă, rezonăm foarte bine și foarte bine, dar la capitolul limbaj de iubire suntem așa. Ar putea efectiv să fie o problemă extrem de mare în viitor. Că eu te văd de foarte mult ori că tu vrei mai mult de la mine pe planul ăsta. Dar eu... Tu timpul singur. Nu e adevărat. Bă, Bia, nu e adevărat. Deci chiar nu e adevărat. Când am vrut mai mult, ți-am zis că vreau mai mult. Au fost trei situații clare. Da, și de multe ori mai stai acolo necăjită și mai stai nu știu ce. Mă, Bia, eu văd astea, le simt. Dar n-au legătură cu tine, poți să înțelegi asta? Eu nu pun semnele de întrebare ce se spune în live sau așa. Eu îmi pun semnele mele de întrebare. Eu te înțeleg că spui semnele tale de mai. Dacă mi-atragi atenția că parcă nu te-aș iubi, mi s-a rupt sufletul, efectiv. Eu căzut. Dar nu, serios acum, în sensul că nu mai știam ce să cred. Da, stau și mă cer cu maică-mea o săptămână jumate în live și păi, după ce e gata îmi spui tu astea. Deci chiar nu mi-a venit să cred, deci nu am putut să concep. Și o înțeleg că o țineai în tine sau așa, dar mai bine o țineai în tine și mi-o spuneai într-o discuție calmă decât să mi-o spui înainte să închide ușile și să plângi. Communication breakdown. Așa. E o melodie celebră. Așa. Aș dori să spun că da, a spus foarte bine ce s-a spus la cald. Au fost multe tensiuni lăsate și de la tensiunea anterioară și la scandal și la absolut totul. Mi-am deschis totuși ochii puțin mai bine în legătură cu limbajul de dragoste reciproc și tot. Și adevărul e că la capitolul afecțiune, eu n-am lăsat deloc de la mine și într-o relație trebuie să lupte amândoi. Și eu nu am lăsat deloc de la mine și asta pot recunoaște în momentul de față că o fată trebuie totuși să-i acorzi un minim de atenție care mie, din punctul meu de vedere, eu n-am acordat destul. Și asta pot să recunosc foarte bine, pentru că și mie mi s-a părut la fel. Și în continuare o să acord mult mai multă atenție și afecțiune ca un iubit cum ar trebui să facă și o să fac totul să fie mai bine pentru mine și Bia. Pentru că eu recunosc că în discuția aia eu am greșit foarte mult, pentru că am gândit totul foarte cald și foarte radical. Tu ai spus că ai fost șocat. Am fost șocat în momentul ăla. Că după ce am gătit și apoi mi-a venit Bia și mi-a spus chestia aia. Bun, eu am fost șocat pentru că nu m-am așteptat la chestia aia, dar în același timp
dacă este ceva de discutat, trebuie să o discutăm în momentul ăla. Mi s-a spus foarte des, obligatoriu. Și eu am fost șocat pentru că nu am realizat chestiile astea, pentru că adevărul e că din punctul meu de vedere, și o zic foarte sincer, nu m-am implicat eu destul. Pentru că eu, până și în scandalurile ce s-au întâmplat aici, am luptat pe frontul greșit, cum să spun așa. Adică în loc să mă concentrez extrem de mult pe relația mea cu Bia, m-am concentrat foarte mult să aplanez aici situația. Nici n-aveai cum altfel, că erai între două tabere. Din punctul meu de vedere, da, știu. Din punctul meu de vedere, cum ar fi trebuit să reacționez și aici în live și tot, să tac din gură, să aprob ce se spune, adică e ok, înțeleg punctele de vedere, dar pe lângă asta să stau... Eu cred că ai fi supărat foarte tare dacă ai făcut treaba asta. M-am supărat totuși mai tare că... Nu pe tine, ai fi supărat. Ai fi supărat fronturile. Da, dar și în același timp eu mi-am lăsat foarte mult orgoliu să-mi fie hrănit aici în live când am vrut să-mi spun multe puncte de vedere și într-o tonalitate nervoasă. Și mi-am lăsat ego-ul acolo să mă conducă când eu trebuia să o fac mult mai calm și să spun altfel de chestii în situațiile. Referi la replicile pe care le-ai avut la adresa mamei? Da. Adică regreți faptul că i-ai răspuns pe un ton... Exact și... Chestiile pe care le-am spus acum au fost puncte de vedere, regret modul prin care le-am spus și regret că n-am putut să spun și alte chestii în legătură cu asta. În principiu cam atât. Eu personal, eu cunosc toată vina în chestia asta, eu trebuia să gestionez situația mult mai bine. Bine, ama, nu e ok nici să iei toată vina asupra ta, nu, Bianca, tu ce mea ai de spus după? Ce am avut de spus, am discutat cu Robert. Faptul că iubesc enorm de mult, aici a fost o vină comună și am văzut lucrurile astea seara. Atât. Păi și cu ieșirea aia, cu gata din acest moment, nu mai vorbesc cu doamna Anina, ce a fost? Aceea rămâne valabilă. N-a fost o ieșire, a fost o concluzie. În timp poate se va rezolva, dar la urma urmei un om, o relaționare nu trebuie justificată. Ce zice doamna Anina? Eu sunt foarte mulțumită. Sunt declarată interzisă în cuplul lor și eu mă bucur de asta. Eu te apreciez. Accept. Eu n-am nicio problemă cu tine. Sunteți la pachet, de-aia nu te-am îmbrățișat nici aseară. Okay. Sunteți la pachet și niciodată dacă trebuie îmbrățișat un cuplu, dacă unul dintre copiii mei e în cuplu, e în relație, căsătorie, nu am să fac diferență între ei și atunci îmbrățișez cuplu. Atâta timp cât am fost declarată interzisă, m-am conformat și nu vin niciodată spre unul dintre copiii mei să-l îmbrățișez ca celălalt să se simtă prost. Bun. Și aceasta fiind doamna Anina, că acum tu o știai, Robert, acum o știi și tu, Bianca, nu crezi că rezoluțiile astea atât de definitive nu și-au totuși rostul într-o viitoare familie? Nu este o chestie definitivă. În momentul de față, eu nu o simt sinceră pe doamna Anina în privința interacțiunii cu mine și prefer mai bine să stau la distanță. În momentul de față, pe viitor, vedem. Dar de ce nu ar fi sincer? Pentru că eu nu pot să cred că ați spus să-i îmbrațe, mâine să-și gândești, după aia să-i îmbrațe, după aia să-și gândești. Ama, Bianca... În contextul în care suntem la televizor, vreau să mă convin afară acasă că bunătatea dânsă este pentru mine, nu pentru televizor. Pe de altă parte, și tu, ca și Sergiu, ca și mulți de aici, în momentul în care cineva vă spune ceva ce nu vă place să auziți, reacționați că persoana aia e părtintoare, că persoana aia nu mă place. Recunoașteți că toți ați trecut. Și acum, uite, vorbesc strict în ceea ce mă privește pe mine. Că tu crezi că eu n-am dreptate, Sergiu, și tu ai avut momente când nu, că eu sunt părtintoare, uite, acolo mă uit la ei doi, la Bogdana și la Liviu, la fel că nu e cu prezentatoarea nu știu ce, dar voi trebuie să înțelegeți că dacă vă spune cineva ceva ce, băi, nu vă place, nu vă convine să auziți, nu înseamnă că persoana respectivă are ceva cu voi. Pur și simplu trebuie să acceptați și mai mult decât atât, să te întrebi, dar de ce totuși cineva, un om oarecare, că noi ne interacționăm până în decembrie, după aceea fiecare se duce la casa lui, da? Adică nu e ca și cum o să trăim împreună și să ne mai vedem. De ce totuși se vede din unghiul ăla așa? Și atunci s-ar putea să ți se mai deschidă o terestruică acolo în minte. Adică un punct de vedere pe care îl asculți, da, îl treci prin filtrul tău, da, și tu îl treci prin punctul tău de vedere. Da. Și suntem îndreptățiți să avem fiecare opinia lui, niciunul nu trebuie să justifice. Dar nu trebuie să privești așa radical, că cu tare... Dar eu mi-a păstrat înțelegerea. Noi nu am avut nimic după gala, a fost ok, am respectat tot. Și m-am dus la tine că am auzit că plângi. Și
nu ți-a plăcut ce am zis, dar n-am zis mare lucru, am despre zis asta ce este s-a vorba. Auzit aici. Despre a nu accepta exact. Când cineva exact. Nu e de acord cu tine. Asta e general, dar să știți că e valabil. E cumva valabil cam pentru toți oamenii. Puțin sunt cei care pot să integreze o altă părere la modul acesta. Multe alte păreri în această emisiune, din multe alte părți, să integrez doar părerele pe care le consider sincer și bazate pe fapte concrete. Deci, atenție, sunt și fapte concrete, mi-a respectat înțelegerea, m-am dus să te ajut, nu era cazul, că am avut înțelegerea că o să vii spre mine cu inima deschisă în ritmul tău, totuși când am auzit că plângi pe terasă, m-am dus până sus să-mi iau lavaliera, că nu aveam, eram în bucătărie, spălam niște vase, făcuse în curățenie, că poate mai poți să faci tu din când în când, că fac cam alte fete, așa în paranteză spus, da, așa. Și m-am dus până sus, mi-am luat lavaliera și m-am dus special la tine obosită la 1 dimineața, transpirată. Și deși noi avusesem o altă înțelegere, dar am zis, nu contează, mă duc, că, măi, fata mea, cum zic eu, hai să văd de ce plânge, că nu înțelesesem. Și după aia a picat toată înțelegerea, adică ce vină am eu, cum nu mă țin eu de cuvânt, pentru că dacă nu te-am luat să fiu falsă, na, hai că o să treacă, na, nu pot, eu nu sunt falsă, nu am pot. Am văzut ceea ce a spus, mulțumesc, nu. E ok. Nu, am vrut să rezolvăm problema de la cauză, de la rădăcină, frumos, nu cu te iubesc, te îmbrățișez, lasă că eu sunt bună acum. Nu există, trebuie rezolvate. Să știți că...